Doamnelor și domnilor, sunt Loredana Mihai. Invitatul Focus Press de la această oră este colonelul Constantin Dima, comandantul grupării de jandar mobilă Tomis Constanța. A venit la Focus Press pentru a prezenta bilanțul sezonului estival, ce tocmai s-a încheiat, dar să discutăm și despre alte probleme, cum ar fi deficitul de personal sau posturile pe care le-au scos la concurs în urmă cu o lună. Bună ziua, bine v-am regăsit, bine ați revenit la noi. Sărbuna, mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit. Cum am spus și în introducere, o să discutăm în prima parte a interviului despre bilanțul sezonului estival, ce tocmai a trecut. Știm că aveți efective importante în județul Constanța și nu numai. Și aș vrea să vă întreb o primă întrebare. De ce ați absentat săptămâna trecută de la ședința ce a fost organizată la prefectură, în care au fost prezenți șefii instituțiilor și au prezentat bilanțul sezonului estival? N-am fost invitat. Și nu pot spune mai multe. Probabil că cineva a omis să mă invite. Fiindcă gruparea a dat cele mai multe efective de ordine publică, probabil că a fost scăparea unui funcționar de pe la prefectură. Pentru că aveți efective importante și o rază foarte mare de acțiune. Ați fost prezenți în aceste zone estival, cam toate stațiunile de pe litoral. Și aș vrea să le reamintiți telespectatorilor noștri. Unde au fost, care au fost zonele în care dumneavoastră ați sigur că da, cu plăcere. Și cu câte efective? Gruparea a participat cu aproape 200 de efective în acest sezon, mai exact 192 de șandare. Ne-au fost împărțite următoarele zone turistice, Vadul Corbu, unde am avut permanent o patrulă pe patru schimburi, împreună cu colegii de la poliție și făceam, de asemenea, acțiuni comune în sprijinul colegilor de la Biosfera Delte Dunării, cu sediul la Jurlovca. Știți că zona aceea sunt multe plaje declarate ca fiind protejate de Biosfera Deltei Dunării și în fiecare an foarte mulți cetățeni aflați în vacanță vin să campeze în zonele respective. Sunt plaje liniștite și caută să se relaxeze. În anumite zone este interzisă camparea. Unii încearcă să campeze și chiar reușesc, de multe ori sunt surprinși și cu efectivele noastre și cu cei de la RBD reușim să-i scoatem din zona protejată. După care alte efective importante am avut stațiunea, zona turistică Năvodari, între Hanul Pilaților și Oraș. După care stațiunea Etalon Mamaia, unde am destinat cele mai multe efective, inclusiv intervenția. Intervenție care anul acesta a asigurat și intervenția în zona Năvodari, când situația s-a impus. Alte zone importante unde am avut efective în acest sezon a fost stațiunea Costinești. De asemenea, Vama Veche și 2 Mai și stațiunea Neptun, Olimp, Jupiter, Venus, toată salba de stațiuni din sud. Unde ați întâmpinat cele mai multe probleme? Și mă refer aici la faptul că au avut loc și foarte multe evenimente la care au participat tinerii în acest sezon estival și în sudul litoralului, dar și aici la noi. Care au fost problemele cele mai grave? Știți că în acest an sezonul s-a bucurat, nu a avut restricții de niciun fel. După 2 ani. Specifice celor de anul trecut și în urmă cu 2 ani datorită COVID-ului. Afluxul de turiști pe litoral a fost unul însemnat, deși mă uitam alaltă pe niște cifre oficiale, numărul de turiști a fost cu aproape 9% mai mic decât în anul trecut, în 2021. Turiștii au plecat și în alte... Probabil că au plecat și în alte zone. Probleme deosebite față de alți ani nu am întâmpinat, am reușit să ne calibrăm bine și să ne îndeplinim toate misiunile pe care le-am propus. Numai că anul acesta am constatat o creștere a
faptelor pe linia consumului de droguri și etnobotanice, mai ales în stațiunea Vama Veche. Aș putea spune că creșterea este una importantă, nu poate fi tăgăduită. S-au constatat aproape de 3 ori mai multe infracțiuni decât în anul 2021. Este un lucru rău că mulți tineri înțeleg să apeleze la aceste vicii, să le spun eu, care nu fac deloc bine sănătății. Dar, din păcate, a ajuns o modă și trebuie să facem mai multe, spun eu, pentru a-i determina pe tineri să înțeleagă că consumul de droguri este unul dăunător sănătății, în primul rând, și, bineînțeles, viitorului. Când ești tânăr, vrei să încerci probabil toate senzațiile și noi am fost tineri, știm și noi prin ce trec tinerii, dar prin efortul comun, familie, societate, Ministerul Afacerilor Interne cu toate structurile lui, trebuie să ne mobilizăm pentru a-i determina să renunțe la acest viciu. Și eu zic că facem destule lucruri bune. Poate și aceste sancțiuni sau avertismente ale oamenilor, legii, Din îi pot păcate, face să... am observat că dacă îl sancționez pe un om cu avertisment, majoritatea nu se conformează. Greșește și a doua oară. Dacă îl sancționez contravențional, atunci lucrurile se schimbă. Deci ar Se fi gândesc de bine două ori. prima dată sancțiune fără avertisment. Se No, pare e că nu. bine să fie prima dată avertizat. Bun, și spuneți că acestea ar fi în principal problemele și faptele acestea le-ați constatat, jandarmii le-au constatat la evenimentele ce au avut loc în aceste zone estivale sau prin acțiunile, misiunile Și prin misiuni de... specifice, cele mai multe fiind independente, dar și în colaborare, în patrule mixte, poliție și jandarmi, și bineînțeles și pe timpul misiunilor de asigurare, pe la concerte, festivaluri, care au fost la fel foarte multe în acest an, deosebit de multe. Cred că au fost cele mai multe festivaluri organizate pe malul mării, pe la țărmul mării în această perioadă de când, din ultimii 10 ani, cred. Și cum ați făcut față, având în vedere că dumneavoastră vă ocupați și de alte județe, nu doar de județul Constanța? A fost necesară intervenția dumneavoastră și în alte județe, în aceste zone estivale? Ați putut face față cu Cum să echipe, nu? cu jandarmi? Rolul grupării mobile de jandarmi este de a sprijini și forțele de ordine publică din celelalte 5 județe pe care noi Le puteți le avem în, spune din sigur că nou. da, cum să nu, în afară de Constanța, destinăm efective săptămânal pentru diverse misiuni de asigurare sau de cooperare cu alte structuri în județele limitrofe județului Constanța, adică în județul Ialomița, în Călăraș, în Tulcea și de câțiva ani și în Brăila. Solicitările sunt săptămânale, chiar înainte de a intra în emisiunea noastră am fost solicitat de colegul comandantul de la Ialomița pentru a sprijini în cursul acestei săptămâni cu niște efective. Domnului a avut mai multe, n-am putut să dăm decât un număr mai scăzut, întrucât, uitați, am fost solicitați să participăm cu efective în sprijinul colegilor de la Gruparea Mobilă Bacău la manifestările prilejuite de sărbătoarea Sfintei Parascheva, unde afluxul de persoane este unul ridicat, Foarte mare. sunt foarte mari, am văzut că sunt cozi foarte mari, și tot acest flux de oameni trebuie gestionat, fiindcă totul trebuie să se desfășoare în siguranță. Oamenii au venit acolo ca să se roage și noi îi ajutăm. În weekend, la fel, deși am vorbit cu colegii, cu inspectorii șef din celelalte județe să ne mai ierte un pic cu ghilimele de rigoare pe timpul sezonului estival, întrucât majoritatea efectivelor noastre sunt angrenate misiuni pe litoral. Totuși, când situația a impus și au avut nevoie stringentă de sprijinul nostru, am adus colegi din schimburile libere,
și ne-am mobilizat și am executat toate misiunile pe care le-am primit. Inclusiv în Călăraș a fost un festival, Trei Măsline Afumate, așa s-a chemat. Am înțeles că are vreo 6 ani de zile de când funcționează. Este undeva pe o insulă, vis-a-vis de între Rostov și Călăraș. S-a dovedit a fi până la urmă un festival liniștit în care tinerii au venit să petreacă. Acolo chiar n-am înregistrat niciun fel de incidente, dar am destinat efective destul de importante 24 de ore din 24. Și la ce fel de misiuni sau acțiuni ați mai participat în acest sezon estival? Pe Pe lângă. lângă cele Deci, capelice? majoritatea efectivelor au fost angrenate în patrule mixte cu poliția, Da. în stațiunile pe care vi le-am enumerat, și în asigurarea rezervelor de intervenție pentru situații deosebite pe litoral. O altă parte de efective, o mică parte, maxim 20 de persoane, le-am avut în rezervă la sediul unității pentru a putea schimba colegi care se îmbolnăvesc, au intervin diferite probleme, se accidentează, decese, Se sunt întâmplă, multe da. lucruri care se întâmplă. Și de asemenea, pentru a pune în executare mandatele de aducere emise de magistrați, care la fel Au au fost fost emise? destule, pentru a desfășura diverse misiuni de asigurare pe timpul sezonului, Cam de câte mandate? misiuni de cooperare cu alte instituții, cu BCCU, cu Garda de Coastă, cu poliția, cu SRI-ul, sunt o mulțime de misiuni. Cu IGI am avut cazul acela de migranți, unde 2 zile am fost în sprijinul lor, cu efective și tehnică. Deci ați avut activitate și în acest sezon Am estival, avut activitate, deși nu nu ne-am a mai plâns. fost această perioadă pandemică în care erați fiecare zi la dispoziția În fiecare dificasă, zi da, suntem, am fost mereu, activi. dar pe perioada pandemiei sau stării de alertă Pe au fost. perioada stării de alertă, într-adevăr, și a stării de urgență, am fost nevoiți pentru a fi mai mult prezenți la A verifica muncă, dacă se datorită. respectă acele reguli impuse în context pandemic. Cineva trebuie să verifice și aceste reguli. Așa Sunt este. reguli ordonate, noi nu executăm decât ordine, nu le comentăm. Ordinele vădite ilegale, bineînțeles că nu le punem în executare, dar în opinia mea nu au fost astfel de ordine. Și vreau să vă întreb, în legătură cu refugiații din Ucraina, ați avut probleme sau a trebuit să alocați un număr de efective pentru Personal, efectivele grupurile de jandarmi mobile, Constanța, nu au fost angrenate niciun fel de Deci n-ați avut incidente vis-a-vis de populația ucrainiană care se află cazată în zona noastră de responsabilitate. Împreună cu alte structuri din Ministerul de Interne și cu SRI-ul facem o monitorizare permanentă a locațiilor unde aceștia sunt cazați și nu numai. Situația este sub control. Sigur că da, sunt și fapte de natură contravențională ori penală, dar legea se aplică fără niciun fel de Deci au fost și discriminare. fapte Probleme penale. deosebite nu am avut noi. Cel puțin jandarmii de la grupare mobilă nu au avut niciun contact în care să fie semnalat un incident vis-a-vis de populația ucrainiană care se află la noi. Vorbeați la începutul sezonului estival, când ați fost la un interviu la noi, despre faptul că anul trecut ați avut probleme cu copiii ce au dispărut pe plajă, copiii dispăruți. Da. Și voiam să vă întreb, v-ați mai confruntat cu un număr așa de mare de copii? Ați avut și câteva postări legate Surprinzător, de. au fost câteva situații în care am reușit să găsim copiii. Vă spuneam atunci că și eu mă pierdusem când eram mic, nu? Da. Exact, se întâmplă și chestiile acestea. Au fost mai puține situații decât în anii trecuți. În schimb, în anul acesta am observat că au fost multe probleme, mulți cetățeni, mulți turiști care s-au înecat, din păcate, în apele Mării Negre, eludând toate observațiile pe care le făceau cei de la Salvamar. Și cei de la Salvamar nu au apelat decât în vreo 2 rânduri la jandarmi să
îi sprijine în a opri cetățenii care doreau să intre în mare când era pericol, când era steagul roșu ridicat. Cred că anul viitor ar trebui să facem o consultare, mă gândesc eu, un instructaj cu cei de la Salvamar, Ca să vă solicite pentru a ne mai des. solicita ori de câte ori situația îi impune, să venim în sprijinul lor. Fiindcă prevenția, mai bine îl amendezi pe cineva decât să Exact. se întâmple alte Și necazuri, poate să... dacă turiștii văd oamenii legii prezenți acolo, nu or să se mai aventureze chiar așa. Sigur că da, sigur că da. Trebuie făcut ceva și pe linia aceasta. Noi nu suntem acolo permanenți. Noi Da. patrulăm pe lângă plajă. Da, dar dacă Dar la vă solicitarea solicită. Salvamarului, bineînțeles, sau a celor de la ISU, noi putem veni în sprijinul lor și îi putem legitima, îi putem opri, putem lua alte măsuri legale Exact. împotriva Pentru a acestora. evita Și tragedii au fost acolo. multe, multe necuri. Și marea a fost destul de agitată în acest sezon estival. Majoritatea turiști, fost turiști, Majoritatea turiștii, da. care nu înțeleg că nu este ok să se aventureze în mare. Bun. Marea, dacă nu o cunoști, ea te atrage așa, dar sunt niște reguli pe care trebuie să le respect și noi am crescut aici la mare. Știm de ce să ne ferim, dar când ești entuziast și vii numai să te relaxezi și vrei să faci orice, mai riști, așa, ți-asumi niște riscuri inutile. Exact, care. Poate și din inconștiență. Și acum să vorbim despre acele concursuri despre care vă spuneam în introducere la început. În urmă cu o lună ați făcut o postare legată de unele concursuri în vederea ocupării a mai multor posturi vacante. De ce posturi este vorba? Cred că din iulie am început cu Da. postarea acestor posturi. Ministerul de Interne a avut o politică bună în ultima perioadă, pe linie de resurse umane. Sesizând faptul că este o problemă cu efectivele în teritoriu, întrucât majoritatea celor care îndeplinesc condițiile legale de pensionare, în momentul în care îndeplinesc toate condițiile, ies la pensie. Așa este legea, așa e normal, așa este firesc. N-am făcut noi legea, noi suntem beneficiarii și o aplicăm. Este numărul colegilor care îndeplinesc condițiile de pensionare crește de la an la an. De exemplu, la anul, peste 10% din efective îndeplinesc condiții legale să iasă la pensie și dacă își vor manifesta dorința de a ieși la pensie, nu îi poți opri. S-au înmulțit și situațiile când mulți colegi sunt declarați apți limitate din punct de vedere medical, unde comisia medicală face niște recomandări pe care tu, ca angajator, trebuie să le respecti. Dacă nu le poți respecta, trebuie să-i asiguri trecerea de la. Cunoscând toate aceste lucruri și văzând deficitul, mi s-au aprobat într-un memorandum să scoatem la încadrare din sursă externă și din rechemare o serie de posturi. Rechemare ce înseamnă? Foști lucrători din cadrul jandarmeriei care la un moment dat au ales să plece în viața civilă prin demisie sau din motive neimputabile lor, adică n-au avut dosare penale, n-au făcut prostii, fiind consultați dacă își dau acceptul să vină înapoi în sistem, fiindcă știu cu ce se mănâncă cu ghilimele necesare, știu ce înseamnă activitatea de jandarm, se parcurge o procedură, sunt verificați din punct de vedere medical și psihologic și dacă sunt ok, atunci sunt rechemați în activitate și încadrați. Am avut 10 solicitări de acest gen, ni s-au aprobat 10 funcții. Am identificat 12 colegi care și-au manifestat dorința de a veni. Anunțul a fost public. Toți cei care și-au arătat dorința
că vor să vină înapoi în instituție, au fost acceptați. Numai că după parcurgerea acestor etape de medicale și psihologice, au rămas numai 4 care pot fi încadrați. Un coleg are niște probleme medicale, am înțeles că la ochi n-ar sta foarte bine, dar a făcut o contestație și vedem ce se va întâmpla. Ar putea fi 5. Să dea Dumnezeu. Iar din încadrare din sus externa am scos 21 de locuri, dintre care sperăm noi să ocupăm cam 10. Ce m-a surprins, inclusiv la școlile de subofițeri, în ultima perioadă pică foarte mulți la probele fizice și la testarea psihologică. Nu știu de ce, dar procentul este unul îngrijorător, aș putea spune eu. Cert este că ni s-a solicitat ieri de către Inspectoratul General să mai facem o reevaluare a funcțiilor pe care dorim să le scoatem din nou la concurs până la sfârșitul anului. În această dimineață deja am stabilit cu ofițerul de resurse umane ce posturi putem să le mai scoatem încă o dată la concurs și în momentul în care ni se vor aproba, bineînțeles că le vom publica, interesul nostru este să le ocupăm. Testul scris pentru unii este complicat, dar pentru cei care examenul a fost același test, nu? N-a fost complicat. Ce test este că trebuie să înveți? Sunt niște legi ale statului român. De acolo sunt subiectele. Să faci mecherii n-ai cum. Toți candidații sunt în sală. Subiectele vin acolo în sală, direct transmise în dimineața, câteva minute înainte de la București. Se deschid în sală, fiecare primește subiectul. Nu sunt, cum să zic eu, motive de îngrijorare. M-au sunat cunoscuți care mi-au spus că vor să vină copiii să dea examen și dacă e ceva aranjat. Păi, oameni buni, cum să fie aranjat? Veniți, încercați, învățați. Dacă nu prima se șansă ca să câștigi este să încerci. Da. Dacă nici nu încerci. Încearcă, dacă nu se poate, vine. Și mai ales că sunt și grile subiectele. Dar dacă parcurgi o dată, de două ori, de trei ori, legea tot îți rămâne în, se fixează cunoștințele în memorie și eu zic că nu este complicat. Nici nu se ceră lucruri pentru profesori universitari, acces la nu știu ce învățământ superior. Sunt lucruri care pot fi învățate. Cine dorește cu adevărat să intre în sistem în rândul forțelor de jandarmii, o poate face dacă depune un minim de efort. Mai ales cel fizic, că spuneați dumneavoastră că... Și eu îi sfătuiesc pe toți să vină. Celor la care le place disciplina și viața ordonată și lucrul în comunitate, în colectivitate. Bine, și să nu se dea bătuți în cazul în care... le sugerez să vină. Să nu se dea bătuți în cazul în care pică examenul scris odată. Viața e o luptă. Nu trebuie să te dezamăcești, să intri, să faci depresie. Doamne, că ai picat un examen. Și care e problema? Viața e lungă. O să pici la examene, dar o să ieși și pe altele. Exact, așa este. Te maturizezi. Fiecare examen te maturizează. Cu toți am avut decepții, vom avea în continuare decepții. Dar asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm la luptă și la idealurile pe care le-am ales. Și acum că ați vorbit despre aceste concursuri legate de deficitul de personal, cam cât la sută este mai mare deficitul de anul trecut? La începutul anului am avut un deficit de 20%. La începutul anului, da? Da. E un deficit important. Numai că a putut fi contracarat printr-o planificare foarte bună a efectivelor pe misiuni. N-am avut colegii care să comenteze, să spună că, domnule, nu vin la misiunea asta că sunt liber. Oamenii au înțeles, sunt și plătiți ca atare pentru lucrate suplimentare, ceea ce e normal și firesc, fiindcă munca trebuie răsplătită, este clar. Criza aceasta ne cam
băgat în curs pe toți, dar asta este, mulțumim Dumnezeu că avem un serviciu și că putem aduce bani la familie. După încadrarea acestor funcții din surse externe și Da. din rechemare, deficitul s-a mai diminuat. Mai primim acum încă 8 colegi din promoția de subofițeri din noiembrie, ceea ce înseamnă că o să ajungem undeva la 10%. Deci mă duc aici bine. Și dacă posturile pe care le-am propus să fie scoase din nou din sursă externă pentru reîncadrare până la sfârșitul anului vor fi ocupate, va fi deficitul unul normal și firesc de 4-5%. Acceptabil și Da. de nebăgat în seamă. Și acum, în încheiere, voiam să vă întreb dacă aveți nevoie de anumite dotări în cadrul grupării. Sincer, pentru misiunile pe care le avem, avem cam de toate. Nu au fost foarte multe fonduri, într-adevăr, pentru reparații în această vară, dar au fost unități care n-au reușit să cheltuie cât au cerut și alte unități, cum suntem noi, n-au reușit să atragem bani cât s-ar fi vrut, fiindcă de cheltuiam foarte repede, erau multe probleme pe care le avem în lucru, dar pe care nu le-am putut finaliza datorită lipsei acestor fonduri. Ce fel de probleme? Avem un deficit, într-adevăr, la tehnică auto Da. și am avut nevoie de niște camioane. Am înțeles că licitația pe camioane nu s-a înscris la licitație niciun furnizor. Probabil că va fi reluat. Va fi reluată, dar durează. Un lucru bun care s-a întâmplat în acești 2 ani din urmă, inclusiv acesta, a fost că am reușit să casăm foarte multe, foarte multă tehnică, una de 30 de ani, de 40 de ani, de 10 ani, 15 ani. Am curățat curtea de vechituri, cum s-a spune. Unele au fost date la programul RAP, altele au fost efectiv date la fier vechi, au fost valorificate. Banii aceștia intră în bugetul statului. Nu ne putem atinge de ei. În curte avem proiecte de întreținerea clădirilor care s-au degradat în ultimii ani. Facem acest lucru cu mijloace proprii, cu meseriașii noștri și cu colegii care doresc să dea o mână de ajutor. Avem un proiect pentru alocare de fonduri externe pentru anveloparea, refacerea întregii clădiri a comandamentului. Dar, din păcate, suntem primii de sub listă, știți? Fondurile s-au terminat chiar la noi. E un proiect destul de important de 3 milioane de euro. Nu Wow. renunțăm la el și ar fi păcat să nu-l facem. Poate la anul. Mai avem niște proiecte, vrem să facem o sală de sport multifuncțională. Avem niște discuții și cu colegii de la alte structuri la care să poată veni spre a se pregăti Fie beneficiați și și ei, da? militarii din alte structuri. Sperăm să reușim acest lucru, spațiu avem destul. Unde doriți să La noi în construiți? curte, la noi în curte avem destule spații și sunt unele clădiri care s-au dărpănat fiindcă nu s-a investit la momentul respectiv și știți, ca o casă fără suflet, dacă nu locuiești în ea, se degradează. Exact. Încercăm să le readucem la viață pe cât putem și cât ne permit fondurile. Una peste alta, ne cam apropiem și de sfârșitul anului, nu? Da. Este perioada concediilor la noi și a recuperării zilelor și orelor lucrate suplimentar pe perioada verii, s-au acumulat destule ore, suntem aproape de finalizare, deși cam și luna lui noiembrie va fi ocupată cu concedii și recuperări. Chiar astăzi cred că însemna vreo 15 concedii. Fiindcă în timpul sezonului estival, Exact. dacă este respect legea,
să plece două, trei, n-ai cum. Da, în Cine mai face continuu, misiunea? exact. Urgențele le-am rezolvat, colegii care au probleme, bineînțeles că i-am ajutat și o mână spală pe alta, știți cum este? Când am nevoie de tine, te ajut, când și eu îți cer, nu spui niciodată nu. Atmosfera în rândul cadrelor este una normală, e colegială, nu avem conflicte. Cooperarea cu celelalte structuri este una normală, firească, ne sprijinim, ne ajutăm reciproc. Eu zic că lucrurile merg într-o direcție bună în ceea ce privește unitatea mea. Și celelalte județe cu care cooperăm sunt foarte mulțumite de sprijinul pe care l-am dat mereu sau aproape mereu. Când s-a putut. Sigur că da. Efectivele noastre sunt limitate. Dacă cer 5 județe, să zicem, într-un weekend de 50 de oameni, nu prea Nu pot să putem. rezolv pe toți. Exact. Dar dialog, în funcție de priorități, de nevoi, de urgențe, găsim soluții la Deci fiecare sunteți parte. mulțumit de acest bilanț al sezonului estival și de Da, rezultatele suntem jandarmeriei mulțumiți în județului. primul rând fiindcă n-am avut niciun fel de accident de circulație. Niciun coleg nu s-a îmbolnăvit, n-a pățit vreun necaz și una peste alta, eu cred că imaginea jandarmeriei mobile și a jandarmeriei în general pe timpul sezonului estival a fost una pozitivă. Vă mulțumim Cel că puțin așa spunem noi, așa ne așa place nouă să este. spunem. Aveți, se vede din bilanțul pe care mi l-ați prezentat și misiunile pe care le-ați rezolvat, ca să spun așa, și la care ați participat. Noi vă mulțumim foarte mult că ați venit să ne vorbiți despre acest bilanț, pentru că este nevoie să cunoaștem și aceste aspecte, nu doar distracția și perioada sezonului estival. Și vă mai așteptăm la un interviu viitor ca să discutăm tot despre aceste. O să discutăm acum, înaintea sărbătorilor de Crăciun, de iarnă, nu? Da. Despre ce o să faceți, sigur că pentru că da. va fi Și eu vă mulțumesc pentru eveniment. invitație. Este bine că mai stăm de vorbă, că mai aud cetățenii și din gura celor cu funcții de conducere. De afară, activitatea instituțiilor statului se vede într-un fel, din interior se Exact. vede altfel, adevărul este undeva la mijloc. Trebuie să Ceea ce reprezentați. vreau eu să asigur cetățenii Constanței și colegii cu care cooperez este că Jandarmeria Mobilă Constanța, grupa de Jandarmeria Mobilă Constanța, este o instituție serioasă, cu oameni care înțeleg să-și facă datoria, majoritatea profesioniști, cei noi care au venit în ultimii ani se integrează destul de rapid în colectivitate și sunt convins că suntem o forță pe care statul român și comunitatea se poate baza în situații de criză. Vă mulțumim. Să Vă rămână, vă mulțumim și mulțumesc. dumneavoastră pentru atenția acordată. Și mulțumesc.